Salutare, prieteni! Astăzi două subiecte incendiare despre Ilie Năstase, cum era să moară la Revoluție cu o pușcă într-o geantă de piele în avion și cum a ajuns să fie scris într-o carte că a avut peste 2500 de femei. Salutare, prieteni! Astăzi un subiect incendiar, cum era Ilie Năstase să-și piardă viața la Revoluție în decembrie 1989 și cum a transportat o pușcă într-o geantă de piele cu avionul de la București la Paris. Ilie Năstase povestește cum a transportat el pușca. Eram cu pușca într-o geantă de piele, țiriaca înlemnit, tu ești zdravă-n la cap. Ilie Năstase, primul număr ATP din istoria tenisului mondial, a fost invitatul lui Ovidiu Ianițoaia la emisiunea prietenii lui Ovidiu. A povestit un episod incredibil care a avut loc în decembrie 1989, imediat după declanșarea Revoluției. Povestește cum locuia la Paris, însă venea în fiecare decembrie acasă să-și viziteze familia. Ion Țiriac avea o pușcă de la domnul Maurer, Ion Gheorghe Maurer, fost ministru în epoca comunistă, model Holland. Mi-a zis mie de vreo două ori să-i aduc în Franța, la Paris. Am vorbit cu Valentin Ceaușescu. Și când credeți că mi-a ieșit aprobarea să ies cu pușca? În ziua Revoluției. Eu eram cu pușca într-o geantă de piele, eram cu Cornel Dinu și mă duceam cu ea la aeroport. Atunci s-au împușcat niște soldați. Este vorba de evenimentul nefericit de la aeroportul Otopeni, unde au murit militari în termen. Aveam totul de la poliție, era pușcă de vânătoare. M-am suit cu pușca în avion. Ambasadorul Franței m-a băgat în avion în care era toată ambasada. Eram într-un Air France. Îmi spunea că nu ne va ataca nimeni, că avem imunitate, a povestit Năstase. Ion Țiriac, băi Năstase, tu ești zdravă la cap. Odată ajuns la Paris, acolo se afla Ion Țiriac, a urmat un episod amuzant. Când am ajuns la Paris, i-am pus lui Țiriac în brațe pușca. Băi Năstase, tu ești zdravă la cap? Cum adică? Păi, dacă te împușca oia că erai cu pușca la tine, ești inconștient. Eu am plecat cu primul avion pe 23 decembrie 1989 și i-am dat pușca la un restaurant lângă Arcul de Triumf din Paris. Chiar puteam să mor, a explicat Năstase în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Năstase a fost unul dintre cei mai importanti jucători de tenis ai anilor 70, numărul 1 mondial în 1973. Printre cele 58 de titluri la simplu pe care le-a câștigat de-a lungul carierei se numără și două Grand Slam-uri, US Open 1972, Roland Garros 1973. A câștigat de asemenea de 4 ori turneul campionilor în anii 1971, 1972, 73 și 1975. Și Ilie Năstase dezvăluie ce făcea Ion Țiriac în decembrie 1989. Revoluția din decembrie 89 a fost trăită extrem de intens și de foștii mari tenismeni Ion Țiriac și Ilie Năstase, de 3 ori finaliști ai Cupei Davis. Într-un interviu acordat Weekend Adevărul, Ilie Năstase a povestit amănunte inedite din 1989. Ce ați făcut la Revoluție? În 89 locuiam la Paris, veneam însă în țară în fiecare decembrie să-mi văd părinții. Când am plecat de la Paris, cam pe 17 decembrie 1989, mi s-a spus pe aeroport, vezi că sunt probleme în România. Am plecat totuși. Am ajuns în București și m-am trezit cu Cornel Dinu, fostul fotbalist de la Dinamo, la mine acasă. El mi-a zis, trebuie să pleci. Eu, de ce? El zice că nu-i bine. Nu plecam, avion tocmai pe 24. Până la urmă am acceptat și m-am dus să-mi rezerv bilet la Air France, la ambasada Franței. Era 21 decembrie și am văzut fum în față, se trăgea pe acolo și am luat-o la fugă. La ambasada Franței mi-au zis că pot pleca tocmai pe 23 decembrie. Avionul meu a fost ultimul care a plecat. Nu s-a mai putut pleca din țară după aia. Până să plec însă a mai fost ceva. Țiriac îmi spusese mai de mult ceva de o pușcă de vânătoare primită de la Maurer, pe care nu putea să o aducă în Franța. Și m-a pus pe mine să o aduc. El, Țiriac, nu știu de ce, nu a venit deloc în România timp de 5 ani înainte de Revoluție. Făcusem cerere să pot transporta pușca asta cu mult timp înainte. Mă sună pe 22 decembrie cineva și îmi spune, domnul Năstase, să știți că i-a ieșit aprobarea domnului Țiriac, să veniți să vă dau pușca să-i o duceți în Franța. Eu, idiot, mă duc, iau pușca într-o geantă de piele și plec cu ea pe umăr. Pe 23 decembrie am plecat la aeroport cu mașina lui Cornel Dinu, cu pușca după mine. La ce vânzulală era pe aeroportul Otopen, nu s-a mai uitat nimeni ce transport eu, așa că am plecat cu pușca. În avion m-am întâlnit și cu Sever Mureșan. Pleca Sever Mureșan, fost tenismen, ulterior om de afaceri, controversat, arestat în dosarul Dacia Felix.
Și când i-a dus pușca lui Țiriac, el ce a zis? Bun, mă întâlnesc seara cu Țiriac la Paris, la restaurant, cu nevestele, cu copiii. Atunci m-am certat cu Țiriac rău de tot, eu cu pușca în spinare, la restaurant, la care Țiriac face: bă, idiotule, puteai să mori. Eu i-am zis: bă, idiotule, nu mi-ai spus să-ți aduc pușca? E, uite că acum mi-a dat-o. Uite-ți pușca. El: bă, tu ești nebun? Eu: da, sunt nebun din cauza ta. Mi-am dat și eu seama că puteam să mor atunci. Bineînțeles că a doua zi domnul Țiriac și domnul Sever Mureșan erau în avion. Plecau la București, așa că nu vreau să vă spun mai mult. Ne oprim aici. Țiriac a plecat cu pușca, nu știu cu ce a plecat. Știu doar că era acompaniat de domnul Sever. După aia am auzit și eu ce nenorocire s-a întâmplat la aeroportul Otopeni, că s-au împușcat între ei nu știu câți militari. În revista Maxim, într-un clasament all-time al legendelor sexului, sunteți pe locul 6 cu 2500 de femei avute, la care Ilie Năstase spune minciună. Mi-am scris autobiografia cu englezoaică, discuteam și am înregistrat totul. Era la mine acasă, beam un pahar de vin. Ea zice: uite, Ilie, cam câte fete crezi tu că ai avut la viața ta? Eu cam 3-400. Am făcut o socoteală și am zis că 3-400 în toată viața merge. Ea a insistat: mă, Ilie, haide totuși că trebuie să vindem cartea, tu ai și reputația asta, am cedat, bine, hai, treacă de la mine, 800. Și tot așa, din vorbă în vorbă, lângă pahar, ea nu era mulțumită deloc și până la urmă i-am zis: bine, hai că te-am mințit. N-au fost nici 300, nici 800, au fost 2500, să mor eu. Ea: asta vreau să-mi spui. Și a rămas așa: bine, 2500 bagă de la mine. Oricum, știu că alea pe care le-am ratat sunt mai multe și când mă duce în rai trebuie să le pup în fund, că așa e vorba. Cam atât pentru astăzi despre Ilie Năstase.